Într-un mic orășel britanic, trăia o văduvă pe nume Emily. Își pierduse soțul și fratele din cauza cancerului la creier și încerca să-și refacă viața. Emily, cu sufletul îndurerat, s-a înscris pe un site de întâlniri, sperând să găsească din nou fericirea. Și așa a început povestea ei. Într-o zi, a întâlnit un bărbat care părea atent și grijuliu. După câteva discuții video, Emily a început să simtă fluturi în stomac, Bărbatul i-a spus că lucrează la o companie de criptomonede și că tocmai fusese promovat ca director de marketing. Ce noroc, s-a gândit ea. În noiembrie, el i-a sugerat să investească într-un proiect cripto. Cu toate detaliile și emailurile pe care le primea, părea o oportunitate prea bună pentru a fi ratată. La început, Emily a investit 2,300 de dolari, iar mai târziu, convinsă de succesul inițial, a mai investit 58,300 de dolari. Ce n-a știut ea era că succesul era doar o iluzie bine pusă la punct. Pe măsură ce timpul trecea, bărbatul a început să o ignore. Nu mai răspundea la apeluri și mesaje și a șters fotografia de profil pe WhatsApp, iar planurile lor de a se întâlni au fost abandonate. Emily și-a dat seama că fusese înșelată. Prietenii ei, care știau deja de la început că ceva nu era în regulă, au confirmat suspiciunile ei. Disperată, Emily a apelat la societatea de construcții Nationwide, unde avea contul, cerându-le ajutor pentru a-și recupera banii pierduți. Dar Nationwide i-a refuzat cererea, spunând că i a oferit avertizmente și că nu aveau motive să intervină. Neștiind ce altceva să facă, Emily a scris o scrisoare unui ziar local, de telegraf. Ziarul a prezentat povestea ei tragică și a dus cazul la Financial Ombudsman Service, o agenție de reglementare britanică. Avocatul poporului a decis în favoarea lui Emily, forțând naționului de să-i ramburseze suma pierdută, plus o dobândă de 8%. În final, Emily și-a recuperat banii și a învățat o lecție valoroasă. Când vine vorba de investiții online, este bine să fii atent și să-ți urmezi instinctele. Dacă pare prea frumos ca să fie adevărat, probabil că este. Obișnuia ea să spună mai târziu, cu un zâmbet amuzat. Și cine știe, poate data viitoare o să investesc în plante carnivore. Cel puțin ele nu pleacă nicăieri.